17 octombrie, pomenirea Sfântului Proroc Osea. Osea a fost fiul lui Beri din tribul lui Isahar. El a trăit și a prorocit mai mult de 800 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Cuvintele lui de Dumnezeu însuflate se află scrise în cartea prorociilor lui, care cuprinde 14 capitole. El a certat cu asprime pe Israel și pe Iuda pentru idolatria lor. El a vestit că se va abate crunt asupra lor mânia lui Dumnezeu pentru păcatele lor. A vestit pieirea Samariei și a lui Israel pentru lepădarea lor de Domnul și a vestit milostivirea lui Dumnezeu asupra tribului lui Iuda. El a vestit sfârșitul și desfințarea jertfelor Vechiului Testament. El a vestit venirea Domnului și bogăția darurilor pe care El le va aduce cu El pe pământ. Sfântul proroc Osea a trăit până la adânci bătrânețe și s-a săvârșit cu pace. Pomenirea Sfinților Mucenici Cosma și Damian, doctorii fără de arginți. Există trei sfinte perechi de sfinți doctori, toate trei alcătuite din sfinți cu numele Cosma și Damian. Primii Cosma și Damian s-au săvârșit cu pace la 1 noiembrie. Cei din al doilea rând au fost omorâți cu pietre la Roma la 1 iulie, iar cei din al treilea au fost din Arabia. Despre aceștia din urmă ne este nouă acum vorbirea. Ei erau de profesie medici, iar când au primit Sfântul Botez într-o ortodoxă credință creștină, ei nu au mai vindecat bolnav decât în numele lui Hristos Iisus. Ei s-au făcut vestiți pentru vindecările lor prea minunate și dincolo de orice nădejde. Pentru aceasta, îndrăciții păgâni i-au prins și au târât înaintea guvernatorului Lisias din cetatea Egeia. Cum niciunul dintre acești sfinți, frați și după trup, nu au voit să se lepede de Hristos, ei au fost aruncați cu pietre de gât în mare, apoi aruncați în foc, dar Domnul cel Atotputernic i-a mântuit din amândouă primejdiile. Îngerul Domnului a venit la ei și i-a mântuit. Guvernatorul păgân a atribuit minunea aceasta, așa zisei lor, puteri vrăjitorești. Însă ei au zis, noi vrăjitoria nu o cunoaștem și nici nu avem nevoie de ea. Noi puterea lui Hristos o avem, care ne mântuiește pe noi și pe toți cei care cheamă preasfânt numele Lui. Păgânii au lovit cu pietre, însă pietrele fugeau de la ei. Ei au tras în mucenici cu săgeți, dar săgețile se îndoiau, neputând le face niciun rău. La urmă lor li s-au tăiat capetele cu sabia. Împreună cu dânsii au mai luat mucenicia și sfinții Leontie, Antim și Eutropie, încurunându-se și ei cu cununile negrăitei slave. Ei cu toți au luat mucenicia în vremea lui Dioclețian și Maximian. La sfintele lor moaște s-au lucrat multe minuni, așa precum și în timpul vieții lor ei înșiși au făcut. Pomenirea Sfântului Preacuviosului Părintului nostru, Andrei cel din Creta. Sfântul Andrei a fost preot ortodox de neam cretan. În vremea prigoanelor împotriva Sfintelor icoane, el s-a arătat mare apărător al cinstirilor. Sfântul Andrei a mers la Constantinopol spre a vădi înaintea tuturor pe răul împărat Copronim. Pe când împăratul stătea în biserica Sfântului Mucenic Mamant, Andrei a intrat în biserică, s-a dus înaintea lui și, în auzul tuturor celor din lăuntru, l-a certat pe împărat pe față, zicând: Ți-ar fi mai bine ție, împărate, să-ți vezi de treburile tale civice și ostășești, decât să prigonești Sfânta Biserică lui Dumnezeu și pe robii lui. Pentru aceasta, Sfântul Andrei a fost bătut cu sălbăticie, torturat bestial și târât pe străzile cetății, până când, la un moment dat, un eretic a lovit cu o secure și l-a omorât. Astfel și-a dat Sfântul Andrei sufletul în mâinile lui Dumnezeu la anul 767. La sfintele lui moaște s-au lucrat multe minuni către neputincioși și bolnavi. Pomenirea Sfântului Lazar, cel mort de 4 zile. Răznuirile cele mai mari ale lui Lazar, prietenul Domnului și fratele Martei și al Mariei, sunt cele de la 17 martie și din Sfânta și Marea Sâmbătă din Postul Mare,
cea numită cu numele lui Sâmbăta lui Lazar. Astăzi însă noi prăznuim mutarea cinstitelor lui Moaște în insula Cipru la cetatea Constantinopolului, din insula Cipru la cetatea Constantinopolului. Aceasta s-a întâmplat în timpul domniei împăratului Leon cel Înțelept, la anul 890, căci Leon zidise o biserică la Constantinopol închinată Sfântului Lazar și a voit ca să aibă și moaștele Sfântului în ea. Dezgropându-se trupul lui Lazar în cetatea Chition, din insula Cipru, după aproape 1000 de ani de la moartea lui, s-a aflat și tabla de marmură pe care scria Lazar cel mort de 4 zile, prietenul lui Hristos. Cugetare. Iată și a doua arătare a Sfântului Mucenic Longin, sutașul. Când Sfântul Longin s-a arătat văduvei celei care își pierduse și vederea și fiul, el a făgăduit că și vederea îi va arăta și pe fiul ei îl va arăta, strălucind în lumina cereștii și negrăitei slave. Aflând moaștele Sfântului Mucenic și atingându-le cu mâinile, văduva și-a recăpătat pe dată vederea. Și astfel prima făgăduință s-a împlinit. În următoarea noapte, Sfântul Longin s-a arătat din nou văduvei, îmbrăcat într-un strai magnific și ținându-l de mână pe fiul ei, îmbrăcat și el la fel de strălucitor. Mângâindu-l pe tânăr ca și un tată, Sfântul Longin a grăit femeie și a zis, Femeie, iată fiul tău pe care atât de mult l-ai plâns. Privește la slava și la cinstea hărăzite lui, privește și mânghie sufletul tău. Iată, Domnul a numărat cu sfinții în ceruri, locuitor sfinte împărăției lui. Eu de la Mântuitorul l-am adus ca ochii tăi să-l vadă și el de mine nici când nu se va mai despărți. Ia capul meu și trupul fiului tău și pe amândouă îngroapă-l într-o singură raclă. Pe fiul tău să nu îl mai plângi, nici să-ți mai tulburi inima, ci cunoaște că el de la Domnul a primit bucurie negrăită, slavă și fericire fără de sfârșit. Văzând și auzind acestea toate, duhul femeii a săltat cu bucurie mare. Ea s-a întors la casa ei și și-a zis întru sine, Eu, vederea ochilor mei trupește, am cerut-o și pe cei duhovnicești mi-am aflat. Eu mă sfârșeam de moartea fiului meu și iată eu pe el acum l-am văzut veselindu-se în cer, unde cu prorocii și cu sfinții fără de sfârșit se veselește. Dumnezeului nostru slavă!